singură cu aripi, da? Ca și păsări. Dar nu are ce zboară. Ca să poată să aibă direcție și să poată să zboare în direcția în care dorim, are o coadă. Alcătuită din amperaj orizontal, adică cele două suprafețe orizontale, și amperaj vertical. Ca să poată să zboare, nu este plafon, acest un avion, trebuie un mijloc de propulsie, aici, un motor și aici. Ca să poată să fie comandat sau să poată să meargă în direcția în care dorim, folosește suprafețe de comandă. Pe aripă vedem aceste fâșii, numite eleroane, care asigură înclinarea într-o parte și într-alta și implicit schimbarea direcției de zbor. Apoi mai avem un procontrol care face ca, în funcție de poziția lui, avionul să urce sau să coboare. Asta este pe scurt. O parte de chestii care nu interesează ce e unul.